Uite, asta e o teorie de-a mea și n-am vorbit-o cu nimeni niciodată, e premier. Bine, oricum, la tine în emisiune sunt la toate premierele. Eu cred că firmele astăzi sunt ca triburile acum 4.000 de ani. Triburile acum 4.000 de ani erau o adunătură de niște oameni care aveau un steag, aveau un simbol, logo-ul de astăzi, și care făceau o anumită chestie împreună. Pentru supraviețuire, pentru dezvoltare, pentru ce făceau ei. Eu cred că firmele astăzi sunt exact același lucru. Și atunci, chiar dacă o firmă din punctul meu de vedere e un organism viu. Există două tipuri de antreprenori pe lumea asta. Antreprenorii de sprint, de care se duc repede, fac repede niște bani, după care multiplică banii aia și focusul este doar pe bani. Și bravo lor, nu zic că nu-i bine să nu existe. Îi cunoaștem cu toții, marea lor majoritate ne vând cursuri de la 1000 de euro în sus. Dar există și alt tip de antreprenori, cum sunt eu, care are niște succes financiar, învață din experiența unor ani de zile, nu e pregătit să alerge sprint, ci mai degrabă e pregătit să alerge un maraton, conștient fiind de faptul că nu trebuie să iasă pe locul întâi. Eu trebuie să ajung să finalizez maratonul ăsta. Și atunci îmi dozez energia și accept faptul că astăzi am o zi extraordinară în care, în loc să alerg 4 km, poate am alergat 6, dar e foarte posibil ca mâine să am o zi în care, în loc să alerg 4 km, alerg 200 de metri. Dar alerg. Nu mă opresc niciodată în alergat.